Mulțumesc, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Declarația mea politică se numește România nu este feuda Uniunii Europene. În calitate de secretar al Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Deputaților, cer autorităților statului român și în special Ministerului Afacerilor Externe să ia poziție față de politicile antinaționale pe care Comisia Europeană le promovează sub conducerea nefastă a doamnei Ursula von der Leyen. Domnia sa și echipa de birocrați pe care îi conduce își permit să dicteze statelor naționale, membre ale Uniunii Europene, măsuri prin care își impun politicile lor globaliste, progresist-stângiste, care urmăresc tocmai distrugerea acestor state naționale pe care a reușit, în timpul pandemiei COVID, să le supraîndatoreze, forțându-le să achiziționeze în mod inutil și pe bani mulți sute de milioane de doze de vaccin care, odată expirate, trebuie distruse, evident, tot pe cheltuiala cumpărătorului. Chiar de unăs, guvernul bulgar a anunțat că trebuie să distrugă o cantitate uriașă de doze de vaccin și în același fel procedează și România, deși autoritățile statului trec acest lucru sub tăcere. În paranteză spune că ieri domnul ministru Rafila a spus că România încă mai are de achiziționat 8 milioane de doze pentru anul 2022 și 19 milioane de doze pentru anul 2023, contractate în anul 2021. Deși anchetată pentru implicarea sa și a soțului său în această afacere, președinta Comisiei Europene impune statelor membre ale Uniunii Europene nu doar cumpărarea altor milioane de doze de vaccin, ci și, sub pretextul unei afazise crize climatice, politici autodistructive, care vizează eliminarea până în anul 2035 a comercializării autovehiculelor care folosesc combustibili fosili. De asemenea, domnia sa cere reducerea cu două treimi până în 2030 a consumului de carne la nivel european, în favoarea probabil a consumului de insecte și de carne artificială. Adeptă a reducerii populației continentului, doamna von der Leyen este însă o mare iubitoare de imigranți, pe care îi dorește aduși în Europa, din Asia și din Africa, prin modificarea politicii de azil a Uniunii Europene. Prin tot ceea ce face, actuala Comisie Europeană și personal președinte acesteia se îndepărtează de la planul originar propus de părinții fondatori ai proiectului european, cel al unei uniuni de state europene suverane și fac, fără a avea vreun mandat din partea cetățenilor europeni, pași hotărâți către crearea unui stat federal, un fel de uniune sovietică europeană. Le atrag atenția atât președintei Comisiei Europene, cât și ministrului de externe al României, că România este un stat independent și suveran, care aparține națiunii române, iar nu o feudă a Uniunii Europene, unde doamna Leyen poate să-și impună politicile sale experimentale aberante. Mihail Albișteanu, deputat, circunscripția numărul 24 Iași.